Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Iată-ne în această seară, în cadrul a două emisiuni, trebuie să vă anunț, doamnelor și domnilor. În prima emisiune de la această oră, invitată este doamna avocat Roxana Mihaela Constantinescu. Cu doamna avocat voi discuta în această seară despre mai vechi probleme, despre ordinul de protecție, despre faptul că femeile sunt ucise cu ordinul de protecție în mână. Nu știu cât de mult ne ajută acest ordin de protecție, cât de multe controle fac polițiștii la aceste persoane care au acest ordin de protecție. Nu știu ce se întâmplă cu abuzatorii, pentru că și dumneavoastră, la fel ca și noi zilele trecute, ați urmărit la posturile naționale cazul celor două tinere înjunghiate de proprii soți sau foști soți. În această seară vom discuta despre aceste lucruri, vă vom răspunde întrebărilor dumneavoastră, telespectatorilor, celor de acasă. Ce părere aveți dumneavoastră, telespectatorii? Ne ajută ordinul de protecție sau mai mult îngreunează situația familială? Știu că 35% dintre omoruri au loc în familie. Mai știu și faptul că foarte multe tinere, din cauza faptului că nu au posibilități financiare, fie nu au un loc de muncă, fie nu au un alt domiciliu, rămân cu infractorul în casă, de teama de a nu rămâne pe drumuri, de teama de a nu-și crește singure copiii. De cele mai multe ori ajung în serviciile urgență, bătute crunt de către propriul soț sau concubin sau iubit, și când stai de vorbă cu ele spun că ne-a fost teamă să reclamăm pentru că știam că nu avem încotro să apucăm cu acești copii ai noștri, 2-3 copii pe care îi iau în familie. Însă stau și mă întreb dacă există în județul Buzău un adăpost pentru aceste tinere bătute, maltratate, izgonite, aceste tinere care au un ordin de protecție și care de cele mai multe ori au nevoie de consiliere psihologică. Cunosc alte situații în alte județe, acolo autoritățile locale se implică și s-au implicat în, nu știu, identificarea unui astfel de adăpost pentru aceste femei bătute, izgonite de acasă, din familie. În această seară, în partea a doua acestei emisiuni, vom discuta și despre cei care sparg conturile de Facebook, de mail, telefoane, urmăriri. Ați auzit și dumneavoastră, ați citit articole, se întâmplă acest lucru și din câte am aflat de la avocați, se numește infracțiune, spargerea unui cont. Vom vedea despre ce este vorba. Sunt colegi care, din diferite motive, copiază mesajele colegilor din telefoane, sparg telefoanele colegilor, însă în această seară cu siguranță vă vom oferi detalii despre aceste lucruri. Numărul de telefon este afișat pe ecran, SMS-ul de asemenea, iar de la ora 18, în cadrul emisiunii Subiectul Zilei, invitat este colegul meu de la știri, Laurențiu Marinov, și vom discuta despre descinderile de ICOT la traficanții de droguri din Buzău, Galați, și vom afla și alte detalii de la domnul procuror, reprezentantul DIICOT Buzău, de la reprezentantul Centrului Antidrog și, nu în ultimul rând, de la reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Buzău. Toate acestea le vom discuta în această seară în decursul celor două emisiuni Subiectul Zilei. Bună seara, doamna avocat! Vă mulțumesc pentru prezență la noi în studio. Avem foarte multe de discutat și de aflat de la dumneavoastră, specialistul nostru, colaboratorul nostru. Haideți să vedem cât de mult ne ajută pe noi acest ordin de protecție. De ce femeile sunt ucise cu acest ordin de protecție în mână? Să începem să discutăm despre acest aspect, încercând să explicăm ce înseamnă violența. Violența este o atitudine aproape necontrolată, dar impusă de unul din membrii familiei asupra celuilalt. Avem de-a face cu violența psihică, violența fizică, violența economică, violența sexuală. Toate acestea concură la manifestări prin care agresorul încearcă să domine pe celălalt în ideea de a-și găsi o poziție de conducător
în familie sau în zonele imediat apropiate familiei. Pentru că acest ordin de protecție se adresează persoanelor care fac parte dintr-o unitate familială sau se comportă ca fiind o familie. Este vorba de concubini, adepții acelui regim de conviețuire prin conivență. Desigur că se pune întrebarea, raportat la cazuistica de ultimă oră, care mai este efectul unei hotărâri judecătorești de gen. Eu cred că el există. Altceva ne lipsește. Ne lipsește mecanismul de supraveghere, urmărire și aplicare în practică a măsurilor luate. Legiuitorul a realizat printr-o lege specială un model și un tip de acțiune care seamănă sensibil cu ordonanța președențială. Ce înseamnă asta? Că are o rezolvare rapidă, într-un termen foarte scurt, este minimalizat până la 7 zile, perioada în care totul se desfășoară în camera de consiliu și nu public, în care se administrează și probe, se cer părților puncte de vedere, li se asigură inclusiv dreptul la apărare. Acum, ordinul de protecție este tributar formei. Pentru a simplifica și mai mult accesul la justiție, legiuitorul a conceput un formular, formular care este la îndemâna oricui, se completează, nici nu mai ai nevoie de alte prerogative pentru a depune această acțiune, completezi cu probatorii, indici martori și în 7 zile primești termen și toate se administrează, inclusiv redactarea acestei hotărâri cu caracter executoriu este... Unde găsesc femeile acest formular? Acest formular se găsește la orice birou de avocatură, se găsește pe net, se găsește, cred că și în sediile unităților de poliție. El ar trebui să fie la îndemâna oricui, la direcțiile pentru protecția persoanei, oriunde, oriunde. Bun. Acum, în cadrul ordinului de protecție, măsurile care se iau sunt temporare, nu prejudecă fondul, sunt supuse unor termene riguroase în care trebuie respectate anumite obligații. Măsuri temporare, ce înseamnă? De exemplu, evacuarea persoanei turbulente din locuință pe timp de 6 luni, interzicerea luării legăturii telefonice pe timp de 3 luni, urmarea unui program de consiliere psihologică de către agresor în 6 ședințe, în 12 ședințe, după cum este cazul, interdicția folosirii armei, ridicarea ei din domiciliu. De asemenea, măsurile sunt multiple, evacuarea din locuință sau încredințarea copilului supus riscului traumatizării. Să știți că, din practică, vă spun că de vină sunt în egală măsură și victimele. Victimele care sunt tributare unor obiceiuri ancestrale. Râde lumea, nu trebuie să se știe. Mă tem pentru viitorul copilului. Sau așa e el, trebuie să-l înțeleg. Nu este adevărat. Subliniez împrejurarea că minorii care se află în miezul unui asemenea conflict fierbinte sunt victime sigure. La vârstele acestea li se imprimă comportamentul agresiv și nu odată mi s-a întâmplat să regăsesc această matrice în comportamentul de viitor al tânărului. Păi copilul ce vede în familie face și el. Violența naște violență. Doamna avocat, de ce au devenit femeile? De fapt, dintotdeauna cam astea au fost dependente de bărbat. Dar în ultima perioadă, exact la aceste lucruri asistăm. Nu l-am reclamat pentru că îi trece, a avut o pasă proastă, nu mă duc pentru a cere ordinul de protecție pentru că nu am bani, trebuie să scot acel certificat medico-legal sau nu mă duc să depun reclamație, sesizare la adresa persoanei respectivă pentru că e mână în mână cu poliția.
N-aș putea să spun că astea sunt niște explicații. Nu. Ascultam un interviu zilele trecute la posturile naționale, o tânără, soția unui ofițer din armată, explica reporterilor de la un post național în ce condiții a încercat să aducă la cunoștință autorităților ceea ce îi se întâmpla în familie, pentru că tânăra spunea, bun, am sunat la 112, au venit polițiști, l-au văzut, au aflat despre cine este vorba, să trăiți, domnul ofițer, după care m-au întrebat, dar ce ați făcut, doamna? Ați făcut dumneavoastră ceva de a-ți lua bătaie? Sunt cazuri izolate. De îndeopște însă, organele de poliție nu intră în miezul conflictelor casnice și îndrumă părțile să-și rezolve problema în instanță. Vedeți dumneavoastră, noi suntem tarați ca societate și tributari unor obiceiuri vechi. Există mitul că bărbatul trebuie să domine femeia și mitul că femeia este supusă bărbatului. N-aș putea să spun dacă se mai respectă. Dar sau cum schimba vremurile. Dar la un anumit nivel și grad de instrucție, da. Veți fi surprinși să aflați că în cartierele sărace, în localitățile de lângă oraș, în județ, există o astfel de mentalitate. 2. Grija pentru copil. Alt mit pe care îl întâlnim. Să nu las copilul fără tată. Este o greșeală enormă. 3. Să-l iert, a greșit, poate nu mai face. Niciodată un violent nu se vindecă de această boală. Este o boală instinctuală, este ceva ancestral din noi. Noi pur și simplu suntem tributari animalicului, dacă vreți. 3, 4, nu am bani. Procedura aceasta este cea mai ieftină posibil. Unul la mână că poți să introduci o acțiune fără să plătești o taxă de timbru. 2. Că poți beneficia de o consultație gratuită prin cererile de ajutor public judiciar. 3. Că o groază de organisme se pun în slujba ta să-ți dea imediat satisfacția rezolvării situației. Din păcate, că așa este la noi, legea apare, cadrul ei e clar, lipsesc normele și mecanismele de aplicare în practică. Ce facem cu o hotărâre? Teoretic ne ducem la poliție, o arătăm sectoristului, iar sectoristul dă din umeri pentru că el nu poate interveni. Cine execută o astfel de hotărâre? Un executor judecătoresc până la un punct, pentru că nu poți să-l obligi pe agresor să meargă într-un program de consiliere psihologică. El nu o va face, se va sustrage, va pleca din localitate. Și atunci hai să dăm o explicație de ce se întâmplă asta. În primul rând, din cauza sentimentului acesta al femeii dominate. Nu merită în viața aceasta să primești nicio palmă, nu merită nici să fii jignit, nu merită nici să fii abuzat sexual, nu merită nici să fii lăsat fără mijloace materiale. Și pentru acest lucru trebuie să te îndepărtezi singur de acest focar de rău care îți provoacă ție, copilului tău, pe viitor, consecințe. Doamna avocat, în cazul celor două tinere ucise, una la grădiniță, la clasă, iar cealaltă într-un salon. Aici era vorba tot de un ordin, de protecție. Da, pentru că respectivul nu a respectat cu nimic prerogativele, dar n-aș vrea să vorbesc fără să cunosc cazul, pentru că într-unul din aspectele semnalate de dumneavoastră, din probe a rezultat că însăși victima l-a reprimit pe agresor în casă, a reînceput traiul cu acesta, au fost văzuți dimineață plecând împreună. Iată că este și o el situație... urma acea consiliere psihologică, din câte am înțeles eu. Deci vina este pe undeva împărțită de data aceasta. Bine, crima nu se poate scuza sub nicio formă și nici ierta sub nicio formă. Dar
Iată că au fost și factori care au concurat la renodarea unei relații și normal, unde e patologic, unde omul suferă de ceva, că nu se poate. Nu poți urî într-atât un semen de-al tău pe mama copiilor tăi decât dacă ai în sâmbure un germene de boală. Eu nu văd decât o explicație de acest gen. V-ați lovit de astfel de situații de-a lungul timpului în cariera dumneavoastră, doamna avocat? Am avut ordine de protecție pe deplin justificate în situații la nivel de intelectuali, și intelectuali nu oarecum și nu de orice gen, am avut și situații în care am apărat persoane care nu justificau o astfel de măsură. Și bineînțeles că am pierdut cu succes. Nu ai de unde să știi. Atunci când în fața ta se prezintă un justițiabil, el îți spune povestea lui, la intensitatea trăirilor lui. În momentul în care dumneavoastră aveți o astfel de persoană în față cu care discutați, puneți în balanță până vă hotărâți, nu? Bineînțeles că este dreptul nostru de a ne alege clientela și în egală măsură datoria noastră etică de a spune omului dacă are sau nu are dreptul să acceadă o astfel de cale. Ce se întâmplă cu avocata Constantinescu în momentul în care va fi nevoită sau a fost nevoită să apere un criminal sau o persoană care își agresează soția sau copilul? Din fericire pentru mine, am renunțat de foarte multă vreme să intru în cazuri penale. Nu am putut și vă mărturisesc, nici nu pot să o fac, deși nu este sub demnitatea profesională ceea ce spun, datorită unui caz. Fiind numită avocat din oficiu, la începutul carierei mele, în două dosare în care aproape că n-am putut pune concluzii. Este vorba de apărarea care s-a făcut în public, pentru că la vremea aceea se organizau procese în săli de festivități, pe stadion și așa mai departe, pentru femei care își provocaseră avorturi. Și am înțeles că orice apărare aș fi făcut acelor doamne care lucrau pe la textila era inutil, pentru că ar fi fost oricum condamnate. Și cel de-al doilea, am asigurat apărare din oficiu unui cioban care violase o fetiță de 10 ani. Nu știu dacă am dormit niște nopți, nu puteam, deci mă gâtuia indignarea. Eram pe vremea aceea și eu mamă, tot a unei fetițe, nu s-a putut. Deci mentalul din mine a refuzat și în clipa aceea am pus punct și nu am mai luat cazuri penale. Un avocat adevărat nu face asta. Un avocat apără până în ultima fibră a lui și speculează orice circumstanță atenuantă. Dar asta ține de om. Am preferat să intru numai pe civil. Aici îmi dau seama relativ repede pierd câștig. În general nu intru pe cazuri care se pare că se vor pierde, numai la insistențe foarte accentuate ale clientului accept. De fiecare dată, ca oricare din colegii mei, pentru că să știți că în noi toți e un zbucium, orice ar spune fiecare, atunci când faci un contract, îți pui în slujba omului acela mintea, inteligența, forța, inventivitatea, trebuie să-i dai întotdeauna o consultație pertinentă și aproape de adevăr. Ei, trebuie să știți că și în civil se pierde, nu numai în penal, pentru că și aici oamenii sunt tributari propriilor lor reacții. Oamenii în general exagerează foarte mult. Și cei violentați și cei vătămați. Extrapolează, gonflează, ridicularizează și aduc pe un nivel de neînchipuit o tragedie până la urmă domestică. Ce este mai surprinzător este reacția tranșantă pe care o are agresorul. La baza ei stă ceva pe care nu pot să-mi explic. Oricât ai fi de gelos, oricât ai fi consumat alcool,
poate drogat să fii, totuși nu omori. Ei, asta este întrebarea pentru întreaga noastră societate. De ce așa? Probabil că sunt multe frustrări în spatele unei astfel de reacții. Psihologii, sociologii probabil dau niște explicații la rândul lor. Este o societate care promite mult și nu asigură baza materială. Aceste familii sunt contorsionate din cauza datoriilor, a faptului că trăiesc împreună cu familiile paterne sau materne, care involuntar intră în miezul problemelor proprii de familie. Sunt frustrări din afară. Știți, mi-aduc aminte câteodată e groaznic să-ți dorești să devii ceva și să nu poți. Sunt atâția, gândiți-vă, care au făcut studii superioare și le-au făcut degeaba. Ei, frustrarea aceea, limita aceea, interacționează și se răsfrânge asupra și se familiei și membrilor familiei. Da, da, da. Doamna avocat, în momentul în care a fost depus ordinul de protecție, care sunt următorii pași și ce se întâmplă dacă agresorul încalcă acest ordin de protecție? Pentru că în afară, dacă deci a încălcat reținut ordinul de protecție, a fost băgat la închisoare. La noi nu prea am auzit de agresor închis. Nu știu câte dosare au fost soluționate în aceste situații. Eu cred că sunt destul de multe. Listele de la camerele de consiliu sunt veșnic cu nume și acest gen de acțiune afișate. Cred că ar merita să fie închis, dar personal nu cunosc. Eu cunosc un caz în care agresorul a fost obligat ca timp de 6 luni să urmeze ședințe de consiliere, nu le-a făcut, a recidivat în atitudinea sa, nu a fost decât întrebat de instanță dacă a urmat îndrumare, senin a spus că nu. Poliția în toată această perioadă nu s-a imixat, nu a urmărit, doar a primit acel ordin. Păi și mie la ce-mi trebuie acel așa ordin de protecție dacă poliția nu verifică? Ce pot să vă spun? Acest ordin de protecție poate fi prelungit. Măsurile sunt luate temporizat, am spus, pe 3 luni, pe 6 luni. Dar dacă făptuitorul perseverează în infracțiunea sa, în agresiunea sa, partea vătămată poate să ceară prelungirea. Și am un caz, de 4 ori un ordin de protecție a fost luat succesiv împotriva lui. Și de ce s-a mai împăcat cu el? Păi vorbim de împacă. Un ordin de protecție de 4 ori. Nu se împacă, caută gazdă, pleacă unde poate, trăște de 2 copii după ea. A ajuns și într-un centru, că vă puneați întrebarea dacă există un adăpost. Există adăpost, abuzate. Sunt condiții foarte bune, sunt oameni extrem de devotați cauzei lor, femeile sunt încurajate, li se găsește loc de muncă, fac consiliere psihologică, consiliere juridică, sunt informate, v-am spus, e minunat, este o casă a durerii, dar în egală măsură și civilizată. Autoritățile fac tot ce pot. Și sunt oameni devotați, căutați-i că-i găsiți peste tot, cazurile astea impresionează foarte tare, foarte tare. De ce amploarea asta a acestor cazuri, doamna avocat, în ultima perioadă? Nu știu, e un soi de nerăbdare, un soi de neliniște și este consecința lipsei de educație. Iată că ne aflăm în momentul în care vedem consecințele diluției fenomenului educativ în generația de după 90. Odată cu privatizarea, familiile nu au mai lucrat pe programe fixe. S-au dedicat micilor afaceri, au mai părăsit lumea asta a celor 7 ani de acasă. Copiii au crescut pe mâna temircui, în general lipsiți de afectivitatea părinților. Nu știu dacă cu cheia de gât, dar oricum singuri, între tablete, calculatoare și laptopuri oferite cu generozitate, telefoane și ce mai vreți dumneavoastră, jocuri. Nu știu dacă urmăriți, sunt de o agresivitate ieșită din minți, un copil de 2 ani care se bucură la răpăitul unei mitraliere, la momentul când o față hidoasă își scoate colții și nu mai spun alte povești cu războinici. E,
Vedeți dumneavoastră, toate astea se imprimă. Noi am crescut într-o altă manieră, cu totul, într-o anumită liniște. Și îmi povesteați dumneavoastră înaintea acestei emisiuni de acele comitete care existau cu ani în urmă. Asta am vrut să spun. Despre ce era vorba mai exact? Cine făcea parte din acest comitet? Cum colaborau instituțiile între ele? Pentru că la momentul acesta există unele hibe în ceea ce privește colaborarea între instituții. Nu știu, am avut parte de un gen de mediere. În anticamera procesului, părțile care aveau un conflict de un anumit gen, și printre ele era și lovirea simplă, trebuiau să parcurgă niște pași în cadrul unei comisii de împăciuire. Acele comisii de împăciuire erau constituite la nivel de cartier. Din ele făceau parte persoane de o moralitate neștirbită. Erau două, trei întrevederi în care se încerca împăcarea părților. Am fost și am asistat la acțiuni de gen, nimic deosebit față de ce fac mediatorii, numai că exista acel sentiment al rușinii pe care eu astăzi nu-l mai întâlnesc. Exista acel sentiment al bunăvoinței pe care de asemenea nu-l mai întâlnesc. Mărturisesc cu regret că totul este ostentativ și vizibil. Dacă ați veni vara într-o sală de judecată, ați vedea justițiabil venind în pantaloni scurți, cu șlapi și un maieu. Este respectul pe care publicul îl mai dă instanțelor de judecată. Și de aici aveți și răspunsul. Nimic, dar nimic nu se mai poate compara cu anumite timpuri și ce este acum. Foarte repede tineretul a înțeles că polițistul este dezbrăcat, lipsit de arme, de mașini, de benzină, de hârtii, de instrumentele minimale cu care se poate realiza o operațiune în forță. Foarte repede au înțeles că la vamă se trece ușor. Am un caz acum, copil luat în portbagaj, fără hotărâre judecătorească, trecut și dus în Anglia. Mama luptă cu toate organismele naționale, internaționale, cu Ministerul Justiției. Cum s-a putut, în condițiile în care mamei trebuia să îi se ceară acordul pentru această plecare? Asta este acum, recent, de data recentă. Da, știu că am urmărit știrea. Sunt uimită de ce se întâmplă, de indiferență. Pentru că, vedeți dumneavoastră, totul este până la salariu, oamenii au uitat să muncească pentru societate, pentru semănul lui, pentru. Noi, în general, ne plângem că nu suntem plătiți bine, că nu putem munci bine, sunt niște carențe profunde. Doamna avocat, în cazul acesta, ce se poate face? Ce sorți de izbândă veți avea? Deja copilul este... Sorții sunt de două facturi. Unu, se împacă ei, ea disperată că nu mai poate să facă față situației. Doi, Ministerul Justiției are instrumentele prin care poate să ceară readucerea copilului. Nu, dar el poate fi închis? Poate nu, fi tras la răspundere? Cel mult poate fi tras vameșul care a fost în tura în care el a ieșit din țară. Cel mult. Pentru că nu a făcut un control amănunțit. Gândiți-vă copilul ăla ce traumatizat a fost. Pus într-o pătură în portbagaj. Ia, numai gândiți-vă. El a știut că doar nu l-a luat adormit. Că este Dar mama nu era acasă în momentul în care... Nu, soții erau despărțiți. Deci trăiau în două domicilii. Da. Diferite. Da. Doamna avocat, pățesc sau nu ceva abuzatorii în momentul în care încalcă acest ordin de protecție și ce distanță trebuie să păstreze? O stabilește instanța, 200-300 de metri, depinde de cât de agresiv este omul. Există și interdicția de a intra într-un oraș. Deci vă dați seama la ce nivel se poartă gradul de agresiune. Consecința ar fi închiderea. Ar fi, dar n-am văzut. Luăm o scurtă pauză publicitară, doamna avocat, după care continuăm discuția.
revenit la subiectul zilei. Alături de noi în această seară este doamna avocat Roxana Mihaela Constantinescu. Vorbim despre ordinul de protecție, vorbim despre agresiunea asupra femeii, vorbim de agresiune în familie. Însă, doamna avocat, avem o bază de date a ordinelor de protecție? Ce știți dumneavoastră instanțele la momentul acesta? Instanțele sigur o au. Există sistemul ECRIS în care ele sunt, dacă vreți așa, îndosariate în format electronic. Sunt convinsă că instanțele conlucrează activ cu organele de poliție, sunt convinsă că și la nivelul instituțional există o comunicare deschisă și sunt cunoscute aceste cazuri, sunt în atenția organelor de cercetare și de urmărire în condițiile în care infracționalitatea este permanentă, cu recidivă. O dată în plus, pentru cazuistica de ultimă oră care a generat și emisiunea aceasta, gradul de violență care din ce în ce mai mult crește. Dar statisticile nu folosesc nimănui. Sunt prea puțini oamenii care pot merge în teritoriu, care pot bate la o ușă, care pot face verificări. De ce nu mai sunt polițiștii ca pe timpuri, doamna avocat? Sectoristul. Pentru că sectoristul, când auzea gălăgie sau când auzea scandal, se deplasa la ușa persoanei respectivă, nu stătea să mai sun la 112. De ce nu se mai întâmplă lucrurile astea? Uite, am să vă spun cinstit ce am perceput eu cu ochii mei. Polițistul aduce benzină de acasă, hârtie Xerox de acasă, lucrează într-un birou neînchipuit de strimt, în fișetul său. Dar asta nu-i scuză, doamna avocat. Sunt dosare ne peste dosare. Asta? Ne scuză? Nu ne scuză. Dar ia să vă gândiți, câți polițiști avem, ce număr de locuitori, ce cazuistică avem și ce posibilități are acest polițist. Și acest polițist care spunea că nu există o procedură de lucru în această situație a ordinului ce de protecție. Ce schemă de angajări se face în poliție? Păi da, cei din sursă externă, ați văzut și dumneavoastră da. Acum. Eu cred foarte mult în... Aveți încredere în polițistul încadrat din sursă externă, doamna avocat? Da, eu am încredere. Am o încredere în orice reprezintă ordine și întotdeauna pun mai întâi de toate acest sentiment civic. El există. Vorbeam despre faptul că ar trebui făcută o educație sănătoasă și de la un nivel de vârstă foarte mic. Ce nu mai poate face familia, trebuie să facă școala. Păi să facem astfel la școală, să adăugăm acele materii opționale. Da, și să învățăm copiii despre violență, despre respectarea semenilor, despre discuții și un vocabular adecvat, pentru că de cele mai multe ori asistați și dumneavoastră, chiar la Buzău au avut loc foarte multe incidente între colegi la clasă, între elevi în școală. Și în ultimele zile, foarte mulți elevi ajung la serviciu urgențe consumatori de etnobotanice sau droguri, vârste 15-16 ani, doamna avocat. Îmi permiteți să zâmbesc? Un guvern de mult apus s-a ocupat de un manual de educație fizică. S-au cheltuit atâtea energii și atâția bani pentru un lucru de care nu mă îndoiesc că dascălii de educație fizică nu aveau nevoie, da? Multe trebuie făcute. Vorbim de violență de ani buni de zile, da. Doamna avocat. Păi, ar fi trebuit păi, de... de aici și cu ce mă coordonați dumneavoastră, trag o concluzie. Ne risipim forțele în cu totul și cu totul alte direcții și nu vedem ce se întâmplă la nivelul bazei. Copiii aceștia cresc precum buruienele. Cine are bani, meditează și îi duce într-un fel cât de sus. Cine nu, îi lasă. Păi știam și am aflat că se vând etnobotanice în magazine de second hand, unde se știe că în buzunarele hainelor care sunt spânzurate pe suporția aceea se găsesc astfel de substanțe. Păi și dacă se știe de faptul că se găsesc aceste substanțe, de ce poliția abia acum a destructurat acești traficanți, acești indivizi care pun în pericol viața copiilor noștri?
Chiar acum, foarte puțin timp în urmă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu acel elev de la Colegiul Economic, în vârstă de 18 ani, decedat în urma consumului de droguri și taică-su chiar declara presei. Pentru că societatea nu ia atitudine. Când afli așa ceva, trebuie să fii primul care să te duci să raportezi. Dar erau raportate cazurile la poliție, doamna avocat, să-ți ia 2 ani de zile ca să găsești niște puști. Bun. Povestea asta trebuie să o discutați neapărat cu un polițist. O discutăm, stați liniștită. Cu un polițist trebuie să o discutați. Noi ce putem face? Cât mai multă publicitate în contrapartidă pentru situația pe care o descriți. Doamna avocat, ne mai pasă de cel de lângă noi? Trecem pe stradă și îl vedem agresat. Trecem pe stradă și vedem copii la cerșit. Și nu ne pasă. Nu ne mai oprim să vedem ce se întâmplă cu acel copil, de ce el a cerșit. De ce acea bătrânică se află la colțul străzii și cerșește sau încearcă să ne ceară sprijinul. De ce nu ne mai pasă și nu ne mai plecăm urechea la cel de lângă noi? Păi să vedem, de ce nu ne mai pasă? Mi-aduc aminte de un profesor ilustru de la Facultatea de Drept care ne povestea o speță. Un el și o ia se bat puternic. Un bătrân se apropie, are un baston în mână și, neștiind cum să intervină mai bine, ridică bastonul și lovește. Întrebarea este, cine ce cât a primit? Acel bătrân care a intervenit a fost sancționat și el în egală măsură cu cei doi care aveau o altercație pe stradă. De asta, pentru că oamenii se tem. În clipa în care sunt martori, sunt hărțuiți în tot felul de anchete, chemați în instanță, ținuți ore în șir, audiați, reaudiați într-un confrunt și așa mai departe. Pentru că se tem de reacția clanurilor, care sunt din ce în ce mai agresive și care acționează prin interpuși. Pentru că există corupție. Și știu foarte bine că dacă bat la o ușă, cineva raportează că el a fost prezent acolo și de undeva o lovitură ca un bumerang se răsfrânge asupra lui. Pentru că oamenii nu mai realizează un front comun. Suntem cei care intrăm în blocuri, în apartamente și în case, închidem ușa și dacă auzim pe stradă că altul țipă, nu ne întrebuințăm foarte tare. Noi nu mai avem atitudine în general, trăim destul de sterp, dacă vreți. În casetele noastre de valori, spiritul civic nu mai este. Suntem dezamăgiți. Suntem dezamăgiți de o societate, de evoluția istorică, de împrejurări care țin de cu totul alt context, dar uite că uităm de aproapele nostru. Dumneavoastră puneți problema așa. Eu întotdeauna am crezut că am avea o forță prin noi înșine. Dacă am constituit grupe de lucru, colective, pichete, întotdeauna am avut impresia că această populație tânără care este pensionată, militarii, polițiștii, ar putea fi înregimentați în niște forțe colective, dacă vreți așa, cu caracter patriotic. Poate sunt o idealistă, poate vorbesc niște lucruri imposibil de realizat. Patriotic în condițiile în care auzim de polițist pedofil? De polițist criminal? Bine, sunt cazuri izolate. Trebuie să știți că în orice segment și în orice societate și de-a lungul întregii istorii au fost astfel de anomalii. Dar degringolada evoluției sociale, tentațiile foarte ușoare, lipsa de control, dacă vreți, a forurilor tutelare, alterarea asta a relațiilor sociale, uite, se răsfrânge negativ și conduce, dacă vreți, la o notă minimală pentru cel care face. Ar ajuta brățările astea electronice? Foarte avocat, mult. Cât de mult ar ajuta? Foarte pentru că mult. Se vorbește acum de urgentarea acestui proiect de lege, odată cu numirea doamnei prim-ministră, urgentarea acestui proiect de lege referitor la instituirea acestor brățări electronice în cazul ordinului de protecție. Păi seama, dacă noi punem chipuri la câini și la pisici, da? Pentru că legea impune acest lucru, o astfel de brățară ar fi instrumentul prin care
persoana condamnată ar putea fi urmărită oriunde, foarte ușor. Dintr-o dată s-ar simplifica foarte multe carențe. Eu nu înțeleg de ce, să mă iertați, vă rog frumos, astăzi cumpărăm submarine, vedeam știrea pe care o dădeau toate posturile de televiziune. De ce facem noi niște investiții perdante din start, că oricum forța armatei române nu o să o ridicăm prin 2-3 submarine și nu ne îngrijim de propria noastră grădină și de ceea ce ne trebuie aici în casa noastră, pentru liniștea noastră. Doamna avocat, citesc acum un mesaj de la un telespectator. Bună seara, eu sunt Florin din Nehoiu și doresc să ajut o doamnă care nu are unde sta dacă se află în această situație a Ordinului de Protecție. Domnul Florin, mulțumim pentru mesajul din această seară. Foarte frumos! E un gest civic. Da. Doamna avocat, discutam la începutul acestei emisiuni și despre acest fenomen care a luat amploare. Spart calculator, urmărit telefon, adresă de Facebook, adresă de mail și alte și alte rețele. Domnule, este un paradox. Oamenii își închipuie că dacă săvârșesc o astfel de faptă, nu deranjează, nu vor fi aflați și consecințele vor fi minore. Trebuie să știți că toate aceste sisteme au în caseta lor de memorie informații care ne pot sugestiona și adresa de la care s-a pornit acest virus și modul în care parola a fost spartă. Google oferă de asemenea informații în limita posibilităților celor care sunt vătămați. Și de aici există și un sistem la nivelul poliției de cercetare a astfel de fraude. Se aude, se vede, se observă că toate statele au instrumentele de a descoperi pe hackeri. Eu știu, noi avem copii foarte deștepți, foarte inventivi, extraordinar de deschiși la tot ce înseamnă tehnic. Nu-și dau seama însă de consecințe. Consecința se numește faptă penală. Practic, pătrunzi în intimitatea unei persoane și îți asumi răspunderea unei sancțiuni care nu este deloc de neglijat. Ea fiind între 2 și 7 ani, există o lege specială, 161 pe 2003, nu mai vorbesc de împrejurarea că toate aceste informații pentru a descoperi pe făptuitor se regăsesc pe o adresă www.legiinternet.ro/blog juridic, unde dumneavoastră puteți să culegeți orice dată v-ar fi de folos. Atunci când cineva îți sparge contul de orice natură, poșta unui telefon, agenda telefonică, când îți obține date cu privire la apelurile telefonice pe care le-ai dat, în condițiile în care titularul abonamentului este o altă persoană și nu tu, că se știe, de la Orange sau de la, mă scuzați, n-am să spun, de la, dacă cineva roagă frumos, obține. E foarte simplu, e așa de la îndemâna oricui. Ei bine, toate acestea se pedepsesc în mod corespunzător. Consecințele sunt dramatice. Dacă pentru spargerea contului unui prieten, soției sau mai știu eu cui, ai avea așa niște circumstanțe atenuante, că ai fost într-o relație așa, atunci când realizezi această faptă în contra unui șef de la serviciu, a unei persoane în care nu ești în relații, dar tind să-l șantajezi cu anumite date, pedepsele sunt extraordinar de mari. Dar ce spun eu? Aveți precedentul în cazul Cioacă, care a primit o condamnare de 4 ani pentru faptul că a intrat pe contul de e-mail al soției sale.
Deși soția nu a formulat plângere, plângerea fiind formulată de baroul Brașov în locul acesteia, pentru că era vorba de un cont de e-mail al unui avocat și acolo erau date care țineau de confidențialitate, sigur că da, observați până unde a mers pedeapsa. Ați avut astfel de situații în ultima perioadă? Vi s-a cerut sfatul în astfel de situații? Chiar așa nu, dar, de exemplu, în divorțuri, probele aduse de una din părți au reprezentat desfășurătoare, să zicem, și fotografiere de mesaje luate din agenda telefonică a partenerului cu care se află în divorț. Iată o modalitate de a semnala un fapt penal. Noi însă ne mărginim doar la cere instanței să nu pună preț și credibilitate, să nu dea credibilitate, mă rog, eficiență probatorie acestui gen de informații, având în vedere că el a fost cules fără voia titularului. Nu. Lumea nu se grăbește să dea în judecată. Iată încă o carență, ce vorbeam și legăm cu subiectul dinainte. Lumea este încă temătoare, se teme să facă rău. Amenință, este spumoasă, este așa agresivă, dar nu dă curs. Probabil alți colegi au însă cazuistică în portofoliu de gen. Doamna avocat, de ce s-a schimbat atât de mult lumea în ultima vreme? De ce se rotește pământul? De ce atât de multe cazuri? De ce atât de multe agresiuni? De ce atât de multă violență în ultima perioadă? Pentru că tot dumneavoastră îmi spuneați, cu ani în urmă nu întâlneai atât de multe situații. De ce? Pentru că lumea evoluează. Pentru că la noi se prind foarte mult lucrurile urâte din afară. Pentru că lumea circulă foarte mult. Cei care circulă, jumate din ei merg într-o lume promiscuă. De acolo aduc inspirație. Pentru că lumea, spuneam, nu mai are răbdare. Caută informația în orice. În egală măsură observ că și cei de vârsta mea și cei cu vârstă mai mare au aptitudini extraordinare pentru tot ce înseamnă tehnic. Un ochi obosit, o minte care lucrează o parte a zilei într-un serviciu, iar seara într-un calculator, să știți că în egală măsură are și de pierdut. Neuronul acelui om începe să se șteargă. Și probabil, și asta este o explicație, încărcătura, bombardamentul radioactiv din aparatele acestea electrice, din telefoane, aduceți pe lângă ele și ceea ce vedem, tenta asta agresivă pe care lumea a luat-o, aglomerările urbane foarte mari, criza de locuri de parcare. Eu să știți că merg cu gândul la orice. Dacă înainte ne enervau cozile, acum ne enervează faptul că trebuie să dăm bani, faptul că nu suntem respectați, faptul că trebuie să mergem să facem cereri, faptul că trebuie să răspundem la orice apel, la orice inițiativă. Lumea nu mai are timp. Ei, și pe fond de stres, puneți-le pe toate acestea grămadă și veți obține probabil o explicație. V-am spus, nu am studii psihologice. Un psiholog poate să explice foarte bine. Din ramura mea de activitate, însă desprind aceste trei explicații. Educație precară, o neliniște socială și o nemulțumire. Și acum să dăm chintesența. Violență verbală, violență atitudinală, violență fizică, dispreț. Copiii de azi, infractorii de mâine. Nu toți. Pentru că am văzut pe la televizor cam câte astfel de situații, doamna avocat. Sunt, dar nu sunt toți. Toate mijloacele de informare, presă, televiziune, ne bombardează cu știri de gen. Să știți că îi fac culpabil pe toți, din dorința de audiență. Priviți televiziunile mari, nu mă refer la cele mici, priviți televiziunile mari,
ce aduc în fața telespectatorului, din punctul meu de vedere, are forța de impact a unei bombe cu neutroni. Când noi vedem emisiuni în care X lovește pe Y, nici nu-mi vin acum în minte, dar ei sunt de fapt niște persoane, niște individualități cunoscute de lume. Când un divorț este popularizat la maxim, cu loviri, cu acuze, se ia și părerea unuia și părerea altuia, la mijloc fiind niște copii. Când o moderatoare de televiziune anunță că a divorțat și într-o lună s-a recăsătorit, nimeni ne întrebându-se ce se întâmplă cu cei doi copii care aveau un tată luni și sâmbătă un altul. Vă întreb, aceste aspecte sunt de natură să aibă un impact educativ? Nu. Înainte existau burtierele acelea, copiii sub 12 ani n-au voie să. De unde? Credeți că un copil care stă singur în casă cu părinți privatizați mai are această interdicție? Nu. Și aspect... Păi din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră acum era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Aveam emisiuni, aveam desene animate și... Nu știu, știți ce făceam pe vremea aceea? Și ne jucam foarte mult afară, citeam pe rupte și aveam timp pentru creativitate. Acum le luăm pe toate de-a gata, stăm foarte mult în casă, în fotoliu, în pat, oriunde cu tableta lângă noi și nu știu, discutăm discuții sterile, discuții care nu au la bază nimic din creativitatea noastră. Dar și tableta noastră. Asta și calculatorul ăsta își au rostul lor la un moment dat dacă... îl folosești sau o folosești tableta cu program, doamna avocat, în cazul copiilor. Da, este foarte, foarte bine, dar ce faceți cu împrejurarea că în curând învățământul se va baza pe acest instrument pentru că evoluția Buzăul va primi în dotare tablete, laptopuri. Da, exact. Și să știți că nici n-aș mai concepe eu la vârsta asta să lucrez fără calculator. Și nevoia de informație e tot mai mare. Creierul nostru este ca un burete, ca o sugativă, absoarbe, dorește. Altceva ar trebui selectat și îndrumat pentru ca informația să vină dintr-un segment pozitiv, valoros și folositor. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, doamna avocat. Ce sfaturi le dați femeilor care ne urmăresc la această oră? Câtă încredere să mai aibă în acest ordin de protecție, în autorități, în poliție și celelalte instituții ale statului? Ca femeie, ca lucrător în justiție, am să încep așa, prin a le spune în primul rând să fie demne. Demnitatea înseamnă să nu suporte, să nu fie tributare niciunui concept învechit, să semnaleze din primul moment o astfel de situație, să insiste pentru urmarea unui program psihologic. 2. Să apeleze la autorități cu încredere imediat. Să știți că fiecare acest eveniment nefericit va conduce la urgentarea luării unor măsuri de amploare. Nu este permis nimănui nici să lovească, nici să omoare. Ce riscă făptuitorul, riscă. Ce a pățit victima e exemplu pentru toți. A să aibă încredere în absolut oricine întinde o mână de ajutor, să nu se sfiască și să facă publică situația sa. Ascunzând o astfel de reacție negativă, nu folosește nimănui, mai puțin ei și cu atât mai puțin copiilor lor. Doamna avocat, vă mulțumesc pentru prezența la noi în studio, mulțumesc pentru informațiile și sfaturile pe care ni le-ați dat în această seară. Cu siguranță veți mai fi invitată la TV Buzău, pentru că sunt destule subiecte din această sferă pe care dumneavoastră o reprezentați și poate pe viitor vom avea și colegi de-ai dumneavoastră invitați în studio. Mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară la Subiectul Zilei, prima parte a Subiectului Zilei. Luăm scurtă pauză publicitară, după care ne revedem tot aici în studio la TV Buzău și vom discuta despre perchezițiile DIICOT și despre depistarea traficanților de droguri. Mulțumesc mult, ne revedem curând, numai bine, la revedere!